Ești o persoană fermecătoare și practică? Viziunea ta asupra viitorului se bazează pe o înțelegere clară a trecutului și a prezentului. Nu îți este frică să mergi împotriva tradiției, deoarece crezi în tine și în ideile tale progresiste. Intelectual, ești mult mai departe de colegii tăi. Perspicacitatea și o viziune progresivă asupra lumii îți permite să vezi oportunități viitoare pe care mințile mai conservatoare nu le pot imagina. Poți fi persoana care prezintă idei semnificative care pot schimba lumea. Tu poți recunoaște ușor și rapid posibilitățile prezentului și ale viitorului. Foarte modern în ceea ce privește viziunea ta asupra lumii, ești capabilă să prezici ceea ce va fi lumea peste 200 de ani și în același timp să trăiești activ și energic în ziua de astăzi. Desigur, poți demonstra absența oricărui interes în trecut și chiar consideri că tradiția nu este necesară pentru corectarea obiceiurilor proaste. Nu este surprinzător faptul că abandonezi cu îndrăzneală tradiția și te angajezi cu disperare în experimentele din sfera activităților tale profesionale. Ești mult mai încrezătoare în propriile idei și planuri decât în acele proiecte care sunt descrise în manuale și cărți, dacă desigur ele au fost citite de tine. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: soliditate, rezistență, sensibilitate, încredere. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și de capacitatea de a găti. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a folosi resursele și munca celorlalți și de a fi generoasă. Ești extrem de îndrăzneață și atentă. Ești practică, fermă pe picioare, mai deșteaptă decât majoritatea oamenilor, interesată de idei inovatoare pentru care poți merge împotriva opiniilor majorității. Percepi perfect perspectivele pe termen lung și poți alege din marea ideilor pe aceea care, de-a lungul anilor, îți schimbă drastic întreaga viață. Poți fi tu însăți generatorul ideilor care sunt importante pentru întreaga omenire. O tensiune emoțională imensă te însoțește pe calea vieții, cauți neobosit perfecțiunea, încercând în mod frenetic să corectezi toate greșelile. Apropo, căutarea perfecțiunii te conduce spre succes. Cu toate acestea, o astfel de muncă mentală intensă nu este suportabilă pe umerii tuturor. Poți renunța și te poți calma, fără a-ți atinge idealurile. Aceasta te condamnă la conflicte cu ceilalți, deoarece nemulțumirea generală se răsfrânge în mod inevitabil asupra rudelor, prietenilor și colegilor. Tu combini strâns dinamismul și contemplarea. De aceea este întotdeauna dificil pentru cei care trăiesc și lucrează alături de tine să determine în ce moment te pot aborda și când este mai bine să-și vadă de drum. Când ești într-o stare proastă, este mai bine să nu fie careva lângă tine. Cu cei care nu te înțeleg sau nu înțeleg corect ce le spui, tu nu stai cu ei în ceremonie.
Tu preferi ca ceilalți să lucreze împreună cu tine, fără să se întrebe în ce măsură ritmul le este impus, fără să crâcnească. Cu toate acestea, de regulă alegi un pas măsurat, o abordare echilibrată și oportună. Din moment ce tu ești înaintea timpului tău, riști adesea să fii înțeleasă greșit și chiar poți provoca sfidarea față de sine din partea prietenilor și colegilor. Ca regulă, alții au nevoie de timp pentru a te ajunge din urmă cu entuziasmul tău neobosit. Apropo, este în general tipic pentru tine să nu observi obstacole în calea vieții. Poți fi susceptibilă de critici sănătoase și de sfaturi valoroase, dar asta se plătește. Dacă rămâi surdă la avertismente, riști să cazi pradă unor transformări ascuțite ale soartei. Nu uita că energia ta nu este infinită, iar marja de siguranță este limitată. De asemenea, este important ca tu să înțelegi că poți obține succese mult mai mari dacă oamenii din jurul tău se simt confortabil și încrezători în prezența ta. Te distingi față de alții nativi din Taur prin astfel de trăsături speciale: sensibilitate, dependență și determinare. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 14 mai soarta ta? Dezvoltarea viitoare a omenirii și perspectivele sale pot fi prezise de tine. Ești capabilă să-ți imaginezi în ce moduri se va dezvolta societatea, ce tehnologii noi vor intra în viața noastră. Aceste lucruri nu te împiedică să-ți îndeplinești cu diligență îndatoririle în timpul prezent. Trecutul nu este de interes pentru tine, tot ce este mai semnificativ, în opinia ta, se va întâmpla în viitor. Tradițiile apar ca un anacronism fără sens care este un loc în antichitate și care împiedică avansarea societății. Prin urmare, tu nu consideri că este necesar să aderi la obiceiuri și tradiții, iar în sfera ta profesională încerci să aplici metode de lucru avangardiste. Planurile și proiectele tale par a fi impecabile, fără a fi necesare dovezi, spre deosebire de versiunile oficiale înregistrate în manuale, dar pe care rare ori le citești. Căutarea perfecțiunii în treburile proprii și în personalitatea ta îți este dată oamenilor cu prețul unui efort spiritual enorm. Tu încerci să corectezi și să elimini toate greșelile pe care le-ai făcut. O asemenea atenție asigură obținerea de rezultate bune, dar a suporta încercări constante de a te conforma ideilor proprii despre ideal nu este ușor pentru toată lumea. Îți poți îndepărta deficiențele proprii și poți abandona toate încercările de a face schimbări în bine. Dar, adânc în jos, povara ideilor nerealizate te presează ca o piatră, ceea ce duce la un sentiment constant de iritabilitate și numeroase conflicte cu ceilalți. Acestea se extind de la aceeași atitudine față de copiii tăi, care trebuie să fie absolut impecabili în toate pentru a-ți satisface cererile de excelență. Tu ai exigențe excesive nu numai pentru tine însăți, ci și pentru alții. În același timp, ești foarte detașat în termenii emoționali și nu-ți place să-ți dezvălui nimănui speranțele și gândurile tale. Activitatea și energia acțiunilor tale coexistă în tine cu capacitatea de a te pierde în sine, în gândurile tale și de a nu spune un cuvânt ori în șir. Acest lucru face dificil pentru cei dragi să comunice cu tine, pot fi deloc orientați în căutarea unui moment potrivit pentru a vorbi cu tine. Într-o stare proastă, nu ești absolut deloc potrivită pentru contact și nu ești capabilă de un dialog adecvat. Cu privire la confort, nu-i acorzi prea multă atenție. Tu ai nevoie de la colegii tăi să țină pasul cu tine, iar opiniile acestora din urmă nu au niciun sens pentru tine. Este adesea dificil pentru ceilalți să te înțeleagă. Inovațiile tale par a fi incomprehensibile și străine pentru ceilalți, dar progresul nu poate fi oprit și raționalitatea și comoditatea tehnologiei moderne prin evidențialitatea lor îi vor forța să recunoască faptul că greșesc. Chiar dacă ai o boală fizică, puterea personalității tale va depăși boala de care suferi. Tu nu recunoști obstacolele, încerci să le depășești și să ignori existența lor. Dacă acțiunile tale sunt evaluate în mod negativ,
Vei trage concluziile necesare și va trebui să accepți concluziile. În caz contrar, te așteaptă o prăbușire completă în viitor, deoarece soarta are plăcerea să ducă o persoană în murdărie ori de câte ori nu se așteaptă. Ar trebui să-ți restrângi iritarea, deoarece creează obstacole în calea ta spre succes. Dragoste și compatibilitate. În relațiile de dragoste depui eforturi pentru stabilitate și fiabilitate, dar spiritul independent care trăiește în tine este înspăimântat de intimitate și comunicare prea strânsă. Cu toate acestea, dacă întâlnești persoana potrivită și decizi să-ți conectezi viața cu el, o vei face cu toată inima. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alți reprezentanții elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești foarte atentă la timp, indiferent dacă este prezent sau viitor. Tu lucrezi energic pentru a ajunge repede mâine, viitor pe care îl vezi în perspective moderne. Tu fie pur și simplu nu ești interesată de trecut, fie respingi toate tradițiile și patrimoniul cultural din anii trecuți, de aceea te confrunți deseori cu o parte conservatoare a societății. Pentru tine, tradițiile pot fi doar obiceiuri proaste și nimic mai mult, dar la locul de muncă ești foarte îndrăgită. Mai mult decât atât, propriile idei, mai degrabă decât planurile și metodele din manuale, generează mai multă încredere din partea ta. Tu cauți întotdeauna cele mai bune lucruri, te străduiești să excelezi în orice și ești mereu în căutarea excelenței. Prin urmare, ești întotdeauna în suspans, dar tocmai dragostea perfecțiunii îți poate aduce succesul. La lucru, ești cea mai perfectă perfecționistă care trebuie să facă totul perfect. Ești gata să-ți corectezi greșelile proprii la infinit. Dar această tensiune monstruoasă te distruge și te poate duce către resemnare, să încetezi să te străduiești pentru ceva și să obții ceva, să renunți. În astfel de situații poți ajunge o nefericită care nu și-a putut realiza potențialul. Poți începe să-ți manifeste nemulțumirea și iritarea față de oamenii apropiați, poți deveni complet insuportabilă, poți să te cerți cu toți. Copiii tăi sunt întotdeauna foarte greu de laudat, pentru că ei trebuie să fie doar perfecți. Ești extrem de exigentă și încăpățânată, rareori acorzi atenția cuvenită componentei spirituale a vieții și ești rareori sensibilă emoțional. Asociații tăi trebuie să învețe să facă distinția între două etape fundamentale în starea ta de spirit, pentru a înțelege când este mai bine să se îndepărteze și să nu intervină și când este posibil să ți se adreseze cu cereri. Fiind într-o dispoziție rătăcită, ești pur și simplu intolerabilă. Tu ai nevoie de înțelegerea corectă de la ceilalți și, dacă nu, poți fi nepoliticoasă și intolerantă. În plus, în munca ta, tu însă-ți preferi să stabilești ritmul
și nu contează pentru tine dacă tempoul este confortabil pentru alte persoane. Poți fi de multe ori în afara timpului, astfel încât uneori poți deveni obiectul glumelor sau disprețului colegilor și cunoștințelor. Dar în cele din urmă, atitudinile față de tine se schimbă și ești apreciată, dar adevărat uneori prea târziu. Sănătate și boli. Principalul flagel al sănătății tale este stresul zilnic. Tu lucrezi cel mai bine atunci când ești calmă, așa că trebuie să înveți să te controlezi singură. Pacea și confortul te vor ajuta să te relaxezi, precum și să creezi o dispoziție pentru o muncă eficientă. Stresul poate provoca migrene, dureri în gât, dureri în spate, răceli. Dieta și exercițiul obișnuit echilibrat ar trebui să te protejeze de ravagiile stresului continuu. În lupta cu boala fizică, te confrunți cu curaj, dacă vei evita slăbiciunea mentală. Dieta ta ar trebui să fie bazată pe ceea ce corpul tău are nevoie, cel mai adesea cartofi, cereale, pâine și legume rădăcinoase. Insomnia nu trebuie tratată cu somnifere, este mai bine să înveți tehnici de meditație și relaxare sau să apelezi la un psihoterapeut hipnotizator. Nu neglija exercițiile zilnice, ele vor putea evita oboseala, epuizarea și orice probleme de sănătate mentală. Soarta și norocul. Universul ți-a destinat o personalitate originală cu o mentalitate analitică. Ești asemenea unei vrăjitoare, înzestrată cu abilități intelectuale în diverse domenii. Dacă vei dispune în mod corespunzător de potențialul tău, îndreptându-ți acțiunile pentru bine, vei putea să-ți asiguri o viață minunată pentru tine însăți. Căsătoria timpurie nu aduce nimic bun cu excepția dezamăgirii. Tu trebuie să înveți independența, fermitatea, hotărârea. Sfaturi pentru tine. Adu-ți aminte că moderarea este cheia succesului tău. Cultivă-ți calmul. Fă-ți cunoscute criticile constructive, dar și faptul că ești de bună credință. Fii atentă că uneori nu vezi pădurea din cauza copacilor. Dacă nu asculți pe nimeni și nu acorzi atenție la nimic, de obicei eșuezi pe marginea vieții. Cel mai important lucru este să-ți amintești că energia ta este limitată, că ești om și poți obosi, că într-o zi ai putea să-ți pierzi inima și să scapi de apatie. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cutie scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate.
Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.